menționezi de unde vrei tu de la 1 la 7. Da. Mare atenție însă, pentru că la final avem două bile roșii care îți cad bani. Da. Și ele cad din același loc de unde tu ai poziționat bilele verzi. Da. Șansele voastre de câștig sau în cele trei bile albe de la mijloc. Ele sunt întrebările. Ești pregătit? Să-i dăm drumul! Wow. Wow. Mi-a plăcut asta. Îmi place mult, nu altcum. Încep să le pun, nu? Absolut. Trebuie să-mi spui prima poziție, pentru prima bilă verde din concurs. O să pun la poziția 1. La 1? Ca o medalie de aur să fie asta. Medalia de aur. Așa să fie. Perfect. Prima bilă verde tocmai a plecat și ajunge la poziția 1. Și a doua bilă verde, te rog să-mi spui, de unde vrei să o lansezi? O să lansez de la bronz, de la 3. Bun. Dar spune-mi altceva, câte medalii de bronz ai avut și câte de aur? Dacă stăm să le numărăm. Nu știu. Multe. Sunt în pungi. O să pare că nu-s modest, dar adevărul ăsta e că nu le-am numărat. Oricum merită, măcar 40.000 odată, hai de două ori, merită. Odată să punga cu medalii. Da, vom vedea, să sperăm. Am trimis și a doua bilă verde, care ajunge la poziția 3. Încălzim ușor. Așa. Să cadă bilele! Hai, Mari, Mircea! Arată-le, arată-le! Hai, prietene, hai, prietene, 15.000! 9.325! Cred că n-am făcut noi încălzirea cum trebuie. O să vin și eu lângă tine de acum. Facem o încălzire combinată. Dar spune-mi o treabă. Tu ești antrenor acum. Ce faci? Da, de fitness. A, așa, ce înseamnă asta? Sunt instructor de aerobic și personal trainer. Cum faci tu încălzirea pentru cineva care nu a ridicat în viața lui decât un baton de ciocolată de 300 de grame? Sincer? Cel mai sincer. Nu prea mi-e milă. Da, eu direct la flotări îi pun. Dar oricum ai rezultate. Ai rezultate, da, cu toți? Da. Mama este iarăși rezultatul o persoană care acum aplică câteva din programele mele. Dai puțin, mele. Tu ai pus-o pe mama ta la flotări de la prima oră. După atâta timp era și rândul meu să pun la flotări. Da. Doamnă, v-a pus să faceți flotări? Da, flotări de nou. Serios? Flotări, da, 100! Poftim? 100 de flotări. Da, în serie de 25. Mircea. Da. Doamnă, dați-mi voie să vă aplaud, doamnă, stați. Nu. Păi trebuie să-l chinuim, doamnă. Pentru, nu, nu, nu. Pentru toate flotările și abdomenele și plencurile. V-a pus să faceți... rezultate, am vrut. Mircea, te-ai prins, da? Da. E cu încălzire, e cu flotări, e cu burpees și cu planks. Bine. Da. O să le explicăm pe parcurs ce înseamnă, poate și arătăm, tu adică. Nu mă ține costumul. La sfârșit, scuze. Dacă e bine... Facem. Da. Dacă e totul bine, ce facem? Un salt. Mergem mai departe. Și acum suntem la întrebări. Da? Hai să vedem primele variante de răspuns. A. Film. B. Muzică. Sau C. Teatru. Gândesc să nu fie vorba de o persoană care a jucat bani în film sau să fi fost compozitor. Asta ce e? Asta faci că nu e sigur? Am înțeles. O ezitare. Aș vrea să treacă pe lângă mine varianta greșită, ca în Matrix. Ca în Matrix, ca în eu, da. Matrix, dar... Hai să o luăm altfel, hai să o luăm altfel. Spune-mi de Corina. În funcție de asta, tu hotărăști de unde lansezi bila. De-aia te întreb. Da, eu cred că nu știe și cred că plec de la 1. 1. Prima bilă albă de la Marele Zid a ajuns la poziția 1. Întrebarea ajunge la Corina. Premiile Grammy se acordă în fiecare an în cadrul unui spectacol eveniment. Care este domeniul în care sunt recunoscute performanțele prin aceste premii? Film. Da. Muzică. Teatru. Bun, prima întrebare și treburile devin mai serioase. Acest spectacol eveniment este foarte mediatizat și vom elimina teatru, muzică. Va rămâne răspunsul final A, film. Why, deci...
Mie mi se pare foarte sigură pe Corina, nu știu ce da, spune, că e emoționat. Eu sper să fie ca ea, sincer vă spun, nici de carte n-am avut timp, dar nici de televizor. Ne zici, te rog frumos? sigur, nu știu de ce, dar eram cam sigur. Acum, da. Drumul către 10 și 1 îl cam știe. Sper să... Da, din păcate, Corina, bă, nici ea nu se uită la televizor prea da. Mult. Amândoi sunteți da. Oricum ocupați cu un copil, ocupați cu antrenoratul. Nu am ce să zic că... Nu era de film, nu sunt premii legate de film. Era sunt... de muzică, da. Pregătit? Da. Să cadă bila! Hai! Hai, Mircea, arată-i! Hai că-i bun! Fă flotarea! Hai că-i bun! Flotare! 750 okay. de lei. 8575. A fost aproape. Aproape, da, aproape. Hai să vedem. Of. E o sumă, sunt 750 de lei, dar mai aveți un total frumos, doar putem crește de acum înainte, mai avem întrebări. Hai să vedem variantele de răspuns pentru a doua întrebare. A. Cuba Libre. B. Mojito. Ce margarita? Dacă la a treia scria margarina, mai era de undeva să mai cunoști o domeniu ăsta. Mircea, da, Mircea, te rog frumos. Dar la băutură chiar nu știu nimic. Nu trebuie să știi tu domeniu. Adevărat. Corina trebuie să știe domeniu. Aolo. Da, din... nu știu ce înseamnă acest aolo, Mircea. Ce astăzi înseamnă? E. Da, nu cred că știe. Și a dat cine știe care e întrebarea? Poate știe. Eu trebuie să îți spun acum că îți ofer șansa de a dubla. Ai putea avea două bile albe care cad de la aceeași poziție. Da. Evident, avem un posibil câștig de 80.000 de lei. Nu, de data asta nu dublez, nu cu dubla, siguranță. Nu dubla, cu siguranță nu dublez. Merg tot pe varianta sigură. Ok, o singură bilă. Zim de unde o lansăm. O lansăm tot de la 1, cu siguranță, da, nu... Ești precaut. Sunt precaut, ce să zic. Foarte bine, foarte bine. A plecat bila albă, se duce la poziția 1 și întrebarea la Corina. Care dintre următoarele băuturi nu este un cocktail pe bază de rom? Cuba Libre. Mojito. Margarita. Nu este pe bază de rom. Da, deci cocktail, mai ales alcool, este... un car să le citim pe undeva. Preferat și mai ales nu obișnuiesc să beau așa. Nu Cuba. Singurul despre care am auzit Mojito. Margarita e fără rom. O să elimin Cuba Libre. Și Margarita. Da, cred că e bine. Deci răspunsul sper să fie B. Dar cred că e bine. Hai să întrebăm Zid. Artista Margarita. Mamă. Din păcate, răspunsul corect era ce? Margarita, care e pe bază de tequila. Tequila. Da. Să cadă bila. Hai, sper că porta e. Hai, mic, mic, mic. În partea aia. Hai, Mircea, mic. Nu, 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 nu. A luat-o. Mamă. Da. 7500 de lei. 1075 de lei. Da, n-am avut un total foarte mare, așa că a însemnat suma asta foarte mult. Da. Mai sunt 1075, putem să mergem în sus. Da. Da, mai avem o întrebare. Să-mi spui când ești pregătit. Sunt pentru pregătit, variante? Da. Da, ești optimist în continuare, da? Da, am fost învățat să aștept până în ultimul moment rezultatul, să văd... Chiar că la voi e cu așteptat, e cu tensiune, stai cu antrenorul pe bancă și aștepți. Da, și de fiecare dată am așteptat chiar până în ultima clipă, pentru că se pot întâmpla și lucruri neașteptate. E, așa, asta e la Marele Zid. Asta se întâmplă la Marele Zid și asta vreau să ai în cap acum, bine? Da. Hai să vedem variantele de răspuns. Variantele. A. Picior. B. Gât. C. Piept. Da, cred că ăsta e un domeniu mai aproape un pic de noi. Cel puțin face parte din corp uman. Și aici ne mai pricepem. Și eu cred că e vorba de un mușchi, sincer. Eu îți ofer ocazia să triplezi acum. E trei întrebare. Poți avea trei bile albe care cad de la aceeași poziție. Mamă. Vorbind de un
posibil câștig de 120.000 de lei. Tu pe zi dai acum 1.075 de lei. Triplez. Triplăm. Mi-a plăcut asta. Triplăm. Trei bile albe. Spune-mi, te rog, de unde vrei să cadă ele? O să cadă de la 4. Poziția 4. Și o să-i spun și o poveste la bilă. Deci noi, când mergeam la concurs, aveam un salut. Și salutul ăla era din spartani și făcea așa. Cine suntem noi? Au, au, au! Aur. Și mergeam cu tupeu înainte și dărâmam munți. Așa că tu vreau să te duci cu tupeu înainte la 40.000 acolo. Cu tupeu să fie. Hai să fie. Prima bilă albă a plecat. A ajuns la 4. Ia-o și pe a doua, hai că mi-a plăcut. Ia-o pe a doua. Deci cum e? Deci voi erați mai mulți, da? Da, spartanii. Spartanii, da? Cine suntem noi? Cine suntem noi? Și acum trebuie să, trebuie să fiu agresiv? Nici tu nu te uiți la televizor. Nu. Asta e din spartanii. Spunea unul, cine suntem noi? Și după aia toți. Au? Hai, și, da, și eu zic spartanii. Cine suntem noi? Sparta! Hai încă o dată. Mircea, explică-mi. Eu zic cine suntem noi și noi zicem direct au? Au? Deci eu nu am voie să zic spartanii. No, spartanii suntem noi că zicem au. A, că știm noi că sunt spartanii. Da, da, bine, da. Hai. Deci cine noi sunt spartanii, da, da, de dinainte. Cine suntem noi? Au! 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 Dacă mai încordez abdomenul mai mult de 10 secunde, gata, sunt... am leșinat. Au, au, mai avem una. Au! Au! Da, gata, asta fără introducere o bag direct, că se ia după celelalte. A ajuns și a treia bilă, da, la poziția 4, întrebarea la Corina. Acum să vedem. În ce zonă a corpului uman se află mușchiul solear? Picior. Gât. Piept. Bun. Hai că ai fost la biologie, la anatomie. Interesantă întrebare. Bun, o să elimin varianta B, gât, și varianta C voi elimina. Da, cred că voi alege varianta A. Și eu zic la fel, sincer, da. Și tu zici la fel. Solear este la picior. Hai să întrebăm? Da, da. Hai să întrebăm. Zidule? Wow. Răspuns corect! Răspuns corect, Mircea! Bravo! Ai trei bile verzi de la poziția 4. Acum... acum. De spartan, da? Da. Hai, spartanule. Să cadă bila! Cade! Hai, hai, Mircea! 40 de mii! Hai că mai avem una! 15.000! Cum e asta? Bravo! La una ne-a amăgit, dar restul a fost nimic. Mai... Bravo, bravo, bravo! Nu i-am cântat! Ce să-ți fac, nu i-am cântat? 56.076 de lei! Bravo! Ce înseamnă să nu-i cânti? Ai triplat! Ai câștigat! Wow! Ți-am zis? Ți-am zis? Da. Vezi că funcționează? Da. Să rești. Deci, stăm bine, da? Da, m-am mai liniștit și eu un pic. Ne-a revenit puțin, te-ai liniștit? Mama îmi zice într-una. Okay. Doamnă, cum e? Ok. Ok. Oricum, vreau să rămânem în spiritul ăsta. Da. Da? Suntem la mijlocul concursului, însă mai sunt câteva probe, acum vine una mai grea. Da. Și anume bilele roșii. E bine, bilele roșii vor cădea de la pozițiile 1 și 3. Și 3. De acolo ai ales tu să joci bilele verzi. Da. Uai. Uai. Mă bucur că am fost. Acum e bine. Da, e bine. Numai să nu... Mă rog. Ia o bilă roșie. Așa. Zim. Ah. Zim. Ce se... o bilă roșie. Stai să-mi iau cartonele. Eu le-am aruncat pentru câștigul tău. Da. Oh. Vezi ce se întâmplă dacă nu vin la sală? Tot eu trebuie să le normal. Și bilele roșii. Eu n-am voie să le ating, dar pot să mă uit urât la ele dacă vrei. Știi că sunt niște priviri, dar speciale. Bine, hai, am una specială. Ia. E ok? Eu zic că e ok, bine, hai. Sper să meargă. N-am mers niciodată în viața reală, sper măcar acum să meargă.
Și am trimis prima bilă roșie, ajunge la 1. La 1, deci 1 e la tine. Încerc și eu una atunci. Eu am o asta e sprânceana, da? Ridic-o, ridic-o Mircea, trebuie ridicat. Stai că am ridicat-o. E cealaltă. Mă, care e sprânceana? Asta e. Hai, hai, hai. Ai grijă ce faci. Merge? Absolut. Și a plecat și a doua bilă roșie. Care ajunge la poziția 3, bun. A fac o piruetă așa, ca să le intimidez. Hai Mircea. Hai, hai. Mic, 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 stânga. Mic, mic de tot. Mic. Hai, hai. 1. 7500 și încă 100. Nu știu. M-a nebunit 7500. Te-ai uitat care a fost a ta? Aia a fost a mea? Nu cred că, cred că aia a fost a mea. Lasă că avem. 48.476. Da, 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 da. E bine. 48.476 de lei, dar avem o sumă maximă de 150.000 de lei pe zi. Uite acolo.